Să fii izolat acasă poate fi destul de greu, iar mulți dintre noi știu asta acum din propria experiență. Dar imaginează-ți că ar trebui să-ți petreci întreaga viață în carantină. Imaginează-ți că în fiecare zi microorganisme invizibile ți-ar putea provoca moartea. Microorganisme care nu le fac rău altor oameni pentru că aceștia sunt protejați în mod natural împotriva lor. Chiar ești un caz special și nu va exista niciodată contact fizic între tine și alți oameni. Nu vei simți niciodată atingerea unei alte persoane, nici măcar a mamei tale. Ești precum o bombă cu ceas, chiar planeta încearcă să te ucidă și aerul este plin de pericole invizibile care așteaptă să te distrugă. Aceasta este povestea băiatului care trăiește într-o bulă. Bărbatul în cauză se numește David Vetter și s-a născut pe 21 septembrie 1971. El nu era primul născut al familiei care mai avusese un copil care a murit la 7 luni pentru că se născuse cu o boală numită imunodeficiență severă combinată sau SCID. O să vedem mai târziu exact ce este această boală, dar haideți să ne întoarcem la povestea lui David. După ce părinții lui au pierdut primul copil din cauza acestei boli foarte rare, au fost informați că dacă vor avea alți copii, există șanse foarte mari ca și aceștia să sufere de SCID. Dar cum cuplul avea deja o fetiță sănătoasă, s-au gândit că ar trebui să încerce să mai facă un copil. Imediat ce David s-a născut, a intrat în izolare deoarece a fost atacat de patogeni imediat ce a venit pe lume. El a fost băgat imediat într-o bulă specială care fusese sterilizată. Aceasta era acum lumea lui David, deși în anii ce aveau să vină, bula avea să devină și ea mai mare. Dacă David nu ar fi fost izolat, în doar câteva luni, corpul lui ar fi fost infectat de mai multe boli care l-ar fi omorât. De obicei, soarta nu este prea blândă cu copiii care suferă de SCID, dar David nu a renunțat ușor. A crescut, a învățat să meargă și să vorbească, chiar dacă toată viața lui era în acea cameră. El nu a primit niciodată o îmbrățișare, așa cum ar trebui să primească toți copiii. Nu a putut ieși la joacă și nici să meargă la școală. Ne întrebăm atunci cum a supraviețuit fără să fie în contact cu lumea. Cum reușește să mănânce? Urmează o lecție despre boala pe care David o are și de ce trebuie ca el să trăiască într-o bulă. Imunodeficiență severă combinată nu sună prea bine. Așa cum probabil ați ghicit, înseamnă că persoana se naște practic fără imunitate la nicio boală. Poate că nu știți, dar în interiorul fiecăruia dintre voi se duce o luptă. Avem soldați în corpurile noastre care vor lupta pentru voi zi și noapte neîncetat până la sfârșitul vieții voastre. Acest sistem imunitar este îngerul vostru păzitor biologic pentru că atunci când detectează ceva străin vă apără împotriva lui. Acești patogeni sunt detectați ca fiind inamicul, așa că sistemul nostru imunitar răspunde. Asta se întâmplă tot timpul, dar uneori lupta este mai grea și atunci te îmbolnăvești. Uneori pierzi lupta și asta, din păcate, înseamnă sfârșitul vieții tale. De aceea, unii oameni care au sistemul imun compromis nu pot lupta cu infecțiile. Revenind la David, acesta nu s-a născut cu sistemul de apărare pe care toți îl avem. Nu era ceea ce unii ar numi un copil bolnăvicios, ci era atacat de cam tot ce există în lume. Nu avea un sistem imunitar compromis, acesta lipsea cu desăvârșire. Lumea în care trăim e plină de microorganisme, iar unele dintre acestea ne pot face rău, cele numite patogeni, cuvânt care înseamnă practic care provoacă boli. Sunt peste tot și dacă nu am putea lupta cu ei, ar fi fatali. De aceea, David a trebuit să-și petreacă toată viața într-o bulă. Dar hai să vedem cum a reușit. Tot timpul cât David a stat în bulă, părinții lui au sperat că acesta va putea face un transplant de măduvă, dar avea nevoie de cineva perfect compatibil. Să găsești așa ceva nu e ușor, așa că a trebuit să rămână în bulă. Cea mai mare speranță a lui David era sora acestuia, dar din păcate nici ea nu era compatibilă pentru transplantul de măduvă. Dacă transplantul ar fi reușit, corpul ar începe să producă celule albe și sistemul imunitar ar începe să funcționeze, deci David trebuia doar să aștepte. Între timp, viața lui în bulă trebuia să continue, iar pentru asta trebuia să mănânce și să bea, dar tot ce primea în interiorul bulei trebuia să fie sterilizat. Poate vă întrebați, cum sterilizăm un sandwich? Ei bine, în bulă erau găuri, astfel încât asistentele îl puteau hrăni pe David cu lingurița când era foarte mic.
Mânca numai mâncare sterilizată care provenea din conserve și borcane. Tot ce ajungea în interiorul bulei trebuia sterilizat, deci, din păcate, nu primea sandvișuri. Sterilizarea nu însemna doar ștergerea ambalajelor cu alcool sau detergenți. Totul era pus într-o cameră specială în care era pompat oxid de etilenă la o temperatură ridicată. După asta, obiectele sau mâncarea erau aerisite pentru o perioadă de 1-7 zile, după care puteau ajunge în bulă. Deci avea mâncare, jucării, cărți și multe alte lucruri, dar toate trebuiau să treacă prin acest proces de sterilizare. David trebuia să și respire, bineînțeles, așa că aerul necesar era și el pompat în bulă. Problema era generatorul foarte zgomotos, deci să vorbești cu David era destul de greu, iar pentru el trebuie să fi fost foarte neplăcut să suporte constant acel zgomot. Între timp, totuși, a fost montat un sistem de comunicare și acesta trebuie să-i fi ușurat mult viața. Părinții i-au oferit o educație și dragoste, dar fără contact fizic. Sora lui dormea adesea chiar lângă bulă, astfel încât David avea companie. Uneori, cei doi se și certau, așa cum e normal între frați. Odată, David a încercat să-și lovească sora prin găurile speciale pe care bula le avea, dar nu a reușit, ceea ce l-a frustrat. Viața era grea pentru el când era copil, pentru că nu putea ieși la joacă așa cum făceau copiii ceilalți. Într-o zi, când sora lui a spus că merge să mănânce un burger la un fast food local, David a strigat, "Merg și eu." După câteva momente de gândire, băiatul a spus, "Nu, nu merg." David petrecea cel mai mult timp acasă sau la spital, deci hai să vedem cum reușea să se deplaseze. Bula era prea mare pentru a putea fi transportată cu o mașină sau chiar cu o dubă, iar să iasă din ea, fie și pentru câteva minute, l-ar fi ucis. Ei bine, avea o a doua bulă pentru transport. A mers chiar și la film cu aceasta și a văzut Războiul Stelelor, Întoarcerea lui Jedi. Când avea 6 ani, NASA i-a oferit un fel de costum spațial care era conectat la o bulă printr-un tub. Cu ajutorul lui, David a reușit să meargă puțin afară din bulă și să se simtă ceva mai uman. Dar se pare că nu i-a plăcut foarte mult și după ce l-a purtat de doar 7 ori, a spus că nu vrea să-l mai folosească. Pe măsură ce timpul trecea, David se maturiza, așa că la 11 ani, uitându-se destul de mult la TV, a realizat că este oarecum celebru. Dar era asta un lucru bun? Unii spun că nu, deoarece viața lui David îl ducea cu gândul la filmul Truman Show. Chiar dacă zâmbea mereu atunci când era filmat, se știe că David devenea adesea furios atunci când camerele erau oprite. Nu voia să fie ca un pește în acvariu sau doar o atracție turistică ciudată pentru milioane de oameni. Copilul a devenit adolescent și voia să iasă, dar nu exista nicio metodă prin care să poată face asta. Se gândea adesea de ce viața este atât de nedreaptă. Se știe că mai există cazuri de bebeluși care sunt ținuți în bule, dar nu a mai existat niciodată cineva care să crească într-o bulă. Aceasta nu era potrivită pentru un adolescent, așa că la 12 ani, David a primit transplantul de măduvă de care avea atâta nevoie. Doctorii au încercat o tehnică nouă și au făcut transplantul folosind măduvă care nu era 100% compatibilă. Transplantul a avut loc în octombrie, iar donatorul era chiar sora lui. 4 luni mai târziu, David părea să fie bine, dar era în continuare închis în bulă. Lucrurile s-au agravat însă rapid, deoarece sora lui i-a transmis virusul Epstein-Barr. Majoritatea oamenilor au acest virus, dar el este ținut sub control de sistemul imunitar. La momentul respectiv, doctorii nu puteau verifica dacă sora lui David are acest virus care l-a atacat pe acesta din urmă. Infecțiile i-au cuprins corpul și s-a îmbolnăvit rapid de cancer al sistemului limfatic. A petrecut 2 săptămâni în spital, fiind în sfârșit eliberat din bulă. David trăia în sfârșit în lumea de afară. Putea să-și atingă membrii familiei, respira aerul de afară și nu mai auzea constant zgomotul generatorului. A cerut chiar și o Coca-Cola, ceva ce nu putea fi sterilizat atunci când el trăia în bulă. Dar doctorii l-au refuzat deoarece considerau că i-ar face rău și a sărutat pentru prima dată pe obraz mama, iar aceasta stătea lângă el și îi mângâia părul, o imagine minunată și tristă în același timp. David scăpase de închisoare, dar starea lui se deteriora rapid. Simțea cum e să trăiești cu adevărat, deși din păcate nu mai avea foarte mult. Această soartă nedreaptă avea să-l ia pe David dintre noi. Pe 22 februarie 1984, deși conștient încă, știa că nu mai are mult de trăit. În dimineața respectivă, David era bine dispus și glumea cu doctorii.
dar a intrat în comă chiar când îi făcea cu ochiul unuia dintre doctori. Pentru cei ce cred în astfel de lucruri, putem spune că bula lui David este acum universul și că acesta se află printre stele. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!